Bună, dragilor! Valentina a postat aseara acest bumerang pe pagina lui de Instagram, făcut pe terenul de fotbal. Se pare că s-a reangajat ca și antrenor la echipa de juniori. Din câte știu, cu asta se ocupa și înainte de a fi concurent în emisiunea Mireasa, pentru că a povestit acest lucru la începutul sezonului. Oricum, e clar că din moment ce s-a angajat iar ca și antrenor la echipe de copii în București, înseamnă că s-a hotărât să se stabilească în București. Iar Gabriela, după cum bine știți, și-a reînceput activitatea ca și polițist, începând cu data de 1 februarie. Așa că e clar că cei doi nu mai locuiesc împreună fiind la așa distanță mare unul de celălalt, nu știu cum se gândesc ei să gestioneze această relație, dacă mai poate fi vorba de o relație între cei doi. Oricum, e foarte ciudat cum s-au decis să se despartă atât de repede și Valentina a luat decizia asta de a se restabili înapoi în București după ce cu foarte puțin timp în urmă au zis că se mută definitiv la Sibiu. Chiar dacă s-ar fi certat din un motiv, mă gândesc că stai o perioadă și te gândești la o metodă de reconciliere, de să salvezi cumva relația dacă îți dorești cu adevărat acest lucru. Sau dacă nu s-a întâmplat ceva atât de grav peste care nu o poți să treci cu vederea, la fel ca în cazul Mirunei și a lui Cosmin.